Salutare, oameni dragi! Astăzi este marți, este 16 aprilie 2019 și cred că acesta va fi un vlog. Nu știu sigur dacă va fi un vlog, vreau să filmez toată această experiență, dar nu știu dacă o să pun ceva, dacă o să pun tot. Glumița aleargă pe aici. Oricum, haideți să povestesc ce se întâmplă. Mâine mă operez, mâine fac o abdominoplastie. Este o operație estetică de îndepărtare a excesului de piele de pe abdomen. Am slăbit 40 de kilograme prin sport și dietă, să-i zicem, deși nu-mi place cuvântul dietă, mâncare sănătoasă. Am slăbit 40 de kilograme în 2 ani și am reușit să mă mențin în continuare. Sunt bine. Și acum, în spate e glumiță. E foarte agitat. Probabil mă simte și pe mine agitată. Da, mâine dimineață mă operez, mă duc la spital pe la 7 dimineața și pe la ora 9 voi intra în operație. Este o operație de care am fost destul de conștientă încă de când am început My Body Journey, de când am început această călătorie de eliberare de kilogramele în plus. Și chiar dacă încă mai am kilograme în plus, se pare că asta este greutatea la care m-am stabilizat de ceva timp și greutatea sub care nu prea pot să scad. Simt că această operație va îmbunătăți foarte mult calitatea vieții și mi-o doresc de mult. De mult îmi doresc și eu un abdomen, nu neapărat plat, dar un abdomen mai plat și să nu atârne absolut nimic. Am emoții, mi-e frică. Nu am trecut prin operații până acum. Am avut o singură operație de apendicită acum 20 de ani și nu mi-amintesc prea bine ce s-a întâmplat atunci. În rest, nu am făcut nicio operație și de asta am emoții. E o operație destul de complicată. E una dintre cele mai mari operații estetice. Doctorul meu se numește Oltion Cobani. Merg la Monza. Da, mămica! Oh! Ce faci, mama, tu acolo? Glumița este foarte agitat. Ca mine. Da, și m-am gândit să vă iau cu mine și să filmez momentele cheie, pentru că aș vrea cumva să împărtășesc cu voi această experiență. Nu știu cât din ea voi împărtăși, dar aș vrea să împărtășesc cu voi această experiență, pentru că eu am căutat pe internet să citesc experiențele altor oameni și nu am găsit. Și mi-ar fi fost de ajutor. Nu știu cât voi filma, cât voi avea chef, cât voi dori să las să vă arăt, pentru că este o chestie destul de intimă și vreau să respectați lucrul ăsta. Dar, în primul rând, fac această filmare pentru mine. Și uite, așa voi întârzia la propria operație. Pentru că la momentele importante în viață trebuie să întârzi. Am aflat și de ce era orașul blocat. Era o manifestație cu taximetriști, o manifestație a taximetriștilor în Piața Victoriei. Mama parchează mașina. Eu am luat-o pe jos pe spital. Aici este clinica. Gata. O facem. Să începem. Aceasta este rezerva mea. Iar toaleta este foarte curată. Hello. Ca o pensiune. Ok, dacă toate spitalele ar fi așa, ce bine ar fi. Am primit pachetul, ăsta este halatul, cămășuța, ciorapi compresivi, papuci, chiloței de unică folosință. Bună dimineața! Bună. Asta e rochița de spital. Îl aștept pe domnul doctor să mergem să facem niște poze și apoi să mergem să ne operăm. Bine, dânsul pe mine. Mi-am scos cercelul.
Nu l-am mai scos de cel puțin un an și jumătate de când am făcut remeneul. N-am voie cu el în sala de operație. Și aici n-am voie să întorc camera. Mă așteaptă să-mi pună branula. Încă n-am avut timp să mă gândesc și să mă apuce emoțiile. Aseară eram mai emoționată. În sala de operație facem poze. Da. Am acești ciorapi compresivi sexy. Și o branulă roz. Am branulă roz care cam doare. Ce fac, bubul, dar fii frumoasă și tu. Așa. Dar tu ai ochii deschiși? Unde sunt? Asta e mai deschis. Așa. E mai deschis decât stângul. Da. Cum ai făcut? Unde mi-e cercelul? Cum ai făcut mai devreme să vrei cercelul? Hai că m-am avut de cercelul. Nu, ai făcut cumva din limba până. Lasă cercelul, că ți-ar ce-și cercelul. Caută. Ia vezi, am vrei să te machiezi nițele înainte? Interior cu fermoar. Bunarul interior cu fermoar. Dacă nu e în ăla ex... Nu-i, ăla nu e interior. Ah, ba, da, este interior, iubita. Auzi, ia vezi, e exterior. Bubica, ești bine? A, dă-mi telefonul. Stai că mă gândeam. Da, ai întrebat, mamă, dacă poți să pui asta la loc? Ce face Bubi în primele minute când se trezește? Hello? Am făcut un capăt, dar ce Hello? Faci acum? Că nu poți să faci nimic altul, că ai mâna... Dă-mi desfă un capăt. Ești sigură că... Nu, vrei, cercelul înapoi. Iiii! Ce ai zis? Dacă ai să bagi lingura mai adânc în bol, ai să găsești niște sedimente de morcov. S-ar putea chiar, dacă mă uit cu atenție, să descoper... Avem și niște cartofiori, să știi. Nu-l pierde! Nu-l pierde! Stai așa, uite cum a luat mama un sediment de morcov. Ia păpușica lui mama. Așa. Stai așa, să mai adaug. Mai... Gata! Ia uite. Ce mai e? Uite cât sediment de morcov are mama. Bravo! Ei, ce consistentă e! Uite și lingura asta. Ia, gurița mare. Uite ce lingură. În care plutesc morcovei și chestiunile alea care nu le-am identificat. Doamne, vai, asta e plină, filmează-o. Uite. Mama, asta e plină. E plină, multe sedimente, deschide gurița. Bravo. Uite, mai linge și morcovelul ăla. Uite, a rămas o bucățică. Uite, e morcovel ăsta. Uite, e morcovel. Linge. Așa, iubit. Vem ce este în castronel. Știi tu aia. Deci, zice, avem paharul ăsta și trebuie să-l împărțim. Și... Stan a băut tot paharul. Păi zice, de ce? Păi i-a răspuns lui Bran. Păi jumătatea mea era la fund. Așa și tu, dacă vrei să vezi și sedimentele de aici, trebuie să papi întâi... Deci dacă vreau ce bunătățile uite, de la uite, uite, aici, uite, aici sunt sedimentele. Așa. Cheers, fetelor! Încet, așa, bravo, beți-vă lui mama. Fii atent că împinge asta în branul ăla și... Ah. Așa, hai. Hai că ai băut aici. E cu diclofenac, cu calciu, cu vitamine, cu... Nu știu, cred că ți-a pus un pic de coniac. Mi-a pus un pic de coniac. Păi oricum ai așa o stare bună încât să... Am înțeles că prima dată ai fost amețită. Da, chiar mă simt bine. Și când așa? Eram amețită, mă simțeam bine. Parcă îmi plăcea starea aia. Atunci îmi pare rău că n-am putut să te pun să mărturisești mai multe... Că dacă te întrebam, da, că răspundeai la ce orice. Mi-a zis doamna, una dintre asistente? Că i-am povestit. Oana, ce ai povestit, mamică? Stai că nu-mi amintesc. Da, și eram... Și zic, da, așa este, v-am povestit asta. Și face, da, și aia, așa. Și zic, da, așa s-a întâmplat, dar nu-mi amintesc. Când m-a trezit în ce ai povestit, mamă? Nu mai știu, nu-mi amintesc. Ai grijă ce ai povestit?
Nu mai știu, dar o cheamă Ioana, las că întreb. O să mergem la balet împreună după ce mă refac. La balet? Da, da. Păi te-am târât ani de zile la balet și acum te duci de bună voie? Nu e adevărat. La revedere, seara bună, la revedere. Mă iertați dacă v-am supărat cu glumele, dar nu mai spune în stare. Abia vă aștept să, abia aștept să vă întoarceți. Bine, la revedere. Domnișoara, ce faceți? Mă aranjez pentru vlog. Stai să prindem acoperite toate? Să facem prezentarea firelor. Așa, ia. Auzi, dar mai aveam unul. Ți-ai dat jos monitorul de pe deget. E acolo, da. Dăm. A, vezi, trebuie monitorul înapoi. Poți să pui iar, stai. Tu ți-ai dat-o jos? Nu, dacă A, trebuie să iau desertul. Mami, pregătește-mi desertul. Da, mamă, gata, pregătim desertul. Punem la loc, dar să știi că sedimentul a rămas la... Deci partea consistentă n-ai... Păi nu, nu, n-ai alt pahar? Apasă pe ăsta sus aici, ține degetul invers, așa. Facă degetul. Nu, așa. Da, mă, așa. Ai băgat degetul? Am zis să beau apă. Așa. Oricum, cred că l-au dat pe să avem, hai să văd. Gata, e bine. Merge? Da, așteptă. Așa, hai să fac prezentarea. Degetul 1, chestiunea asta care m-a strâns toată ziua, nu știam eu de ce mă simt bine. Branulă roz. Așa. Cred că e tensiometrul este ăsta. Este tensiometrul, da. Vrei să le filmezi pe alea? No. Da. Arată creepy. Arată, da. Bine, am două fire de... De ceva? Drenaj. Drenaj. Ia desert aici, nu? Stă mami desertul. Așa, acum am savurez desertul, pentru că am avut... Mi-e place suneria lui mami. Da. Am avut un meniu format din două feluri. Felul întâi, așa. Acum felul și desert. Și desertul ce e, ia, zi. Oide. Ce e la modul să gust, că mai fiu curioasă? Oide, e un compot sau e un ceai? E compoțel, da, e bun. Compot de ce, pere? De corcodușe? De pere, cred că e. Mere, pere, ceva. E... Compot de mere, păi e neîndulcit. N-ai voie dulce. Compotul pe care îl face mama e dulce. În spital e foarte bine, fără. Da, stai așa să filmezi de aproape glow-ul ăsta de after the surgery glow. Așa. Deci am venit la 21 sfert în salon. Deci da. La 1:30 s-a terminat operația. Da. Dar nu știu la cât a început. Nu știu la cât a început, ai zis la 9, cam așa. 9 și un pic. Da, poate a început la... Doctorul a zis că a durat 3:30. Bine, până te-au pregătit, până chestii... Acolo. Deci 3:30 și mi-a povestit una dintre asistente, Ioana o cheamă, așa. A slăbit tot 40 de kilograme, așa. Face balet la SAS, pe Dudești, mamă, deci mi-am amintesc toate astea. Oricum mi-a zis că i-am povestit niște lucruri, dar nu mi-am amintesc ce i-am povestit, numai că i-am confirmat după ce am ieșit din sala de operație că așa e. Așa e. Chiar s-au întâmplat lucrurile acelea pe care le-am povestit, dar nu mi le amintesc acum. Auzi, primești o săpțele tale, că ești foarte fain. E bine. Unde-i purcelușul? Nu, te-am zgriat? Purcelușii! Și purcelușul are ghetuțe de drenaj aici, care te-au plictisit pe tine deja, nu? Da. Mamă, am făcut presoterapie când am făcut toată viața mea. La sanul te duci să dai bani să-ți facă de-astea. Păi, sunt de zic, aici o să faci pe gratis, așa, în gură. Da. Sticluța ta roz, evident. Băi, a fost un semn să stea la tine până acum. Vezi? Mi-a adus la spital, vezi? Să bea ușor. Vezi? Da. Un semn. Vezi să nu vergi cu împățelul. Ține pe urmă. Desertul, nu? Desertul. Așa, asta e tot ce mănânc astăzi. Vezi, mersi. Ba, nu mai mănânci, ingrată, ia uite. Ce? Prânz, cină. Ai, de capul meu. Pa! Pa! M-am trezit, tocmai am fost pansată, mi-am văzut și eu operația și arată extraordinar de bine. Mult mai bine decât am sperat eu vreodată să am abdomenul. Și acum a venit mâncarea. Asta mănânc, e ceva mai bogată decât ieri. Abia și să mănânc, mi-e foame. O să profit un pic de faptul că sunt singură, ca să fac un rezumat ale celor întâmplate. Operația, am zis că a durat 3:30, am ieșit pe la 1:30 din operație.
Cred că pe la 2:15 am fost adus aici în salon. Pe la 2:30, 3 fără ceva, m-am trezit un pic. Dar eram încă sub efectul anesteziei. Mi-am pus cercelul în limbă, sedată. Nu mi-amintesc când mi l-am pus. Mi-amintesc așa vag ceva și mi-au povestit mama și Andreea că într-adevăr mi l-am pus. Și apoi m-am trezit singură pe la 5:30, 6 fără un sfert, 6 seara. Și ușor, ușor m-am dezmeticit de tot. Am stat prin salon, am început să devin conștientă de ce se întâmplă. Eram destul de cablată. După ce am fost adusă în salon, mi-a fost pusă masca cu oxigen pentru că nu mă concentram să respir singură. Și se pare că nu respiram. Aveam aici o chestie de monitorizare. Aveam la mâna dreaptă centura de tensiune. Am două drene. Aveam și o sondă urinară, sondă în vezică, pe care am scos-o. De-a lungul zilei mi-au tot schimbat perfuziile cu tot felul de vitamine, antibiotice și calmante. Nu știu cât de multe calmante am luat. Nu prea am avut durere. Am simțit așa mai mult ca o durere musculară. Am înțeles că aveam și o hernie umbilicală de care nu se văzuse la ecografie și că a chemat chirurgul generalist și a rezolvat-o. Și nu m-am văzut aseară, adică am văzut un pic pansamentul dacă ridicam, dar domnul doctor Oltion mi-a zis că sunt plată, un cuvânt pe care nu-l mai folosise până atunci, a zis să nu mă aștept să fiu plată. Dar azi de dimineață, când a venit să-mi schimbe pansamentul și să-mi curețe, m-am văzut și eu, am avut curaj să mă uit și arăt mult mai bine decât mă așteptam, adică este, nu visam să am un abdomen atât de plat, abia aștept să mă vindec, să văd rezultatul final. Mă doare un pic, se pare că rana de la umbilic se vindecă mai greu, să vedem ce se întâmplă. A venit și mi-a mai pansat o dată. Ce am mai făcut? Am fost la toaletă, am fost singură, astăzi m-am ridicat și am fost până la toaletă și am fost singură la toaletă. Vreau să încep să mai merg. Am mâncat. Am mâncat și ieri, am mâncat și astăzi. Simt o jenă. Nu simt durere. Și n-am nimic acum. Am luat și 3 pastile, n-aș ști exact să spun ce, dar am luat 3 pastile. Este mai mult ca o febră musculară decât ca o durere. Mi-e cam frică să tușesc. Și cam atât. Da, asta e update-ul până acum. Mi-a sosit masa numărul 2. N-am filmat-o de la început, dar aici este o supă foarte bună și aici sunt legume la grătar și sunt delicioase. Toată lumea are foarte mare grijă de mine aici. Domnul doctor Cobani a venit deja de 3 sau 4 ori de azi de dimineață și este abia ora 1. M-a curățat de câteva ori. A venit și domnul doctor anestezist și a zis că mai vine. Mă simt bine, stau în fund, m-am ridicat, am mers singură la toaletă și probabil după masa asta mă mai ridic și mai fac câțiva pași singură, că trebuie să îmi dau drumul. Da, asta a fost un mic update, pentru că toată experiența asta, adică mă așteptam să fie mai dureroasă, să am suferințe mai mari, dar nu, mă simt bine. Alo! Acum să-i leagățăm de pe puzor unde le punem. Nu pot pe fără termenă. Adică nu există. Ce-ai cu? Și mai ceva. Stai că geamă
prințesa trebuie să se vadă că ești o prințesă, înțelegi? Ia. Așa, așa. Deci pus-te aici, te rog frumos. Pune eu. Uite așa. Gata. Prințesa cu... Așa. Te rog foarte frumos. Așa, așa, așa. Princess. Who's the princess? Ioana, i-am zis că eu mă mai operez odată. Mi-am zis cu baloane. Cu unicorn sau cu ce vei și tu? Nu, 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 baloane? Așa, evită, mă, până acolo. Nu? Mi-a plăcut mama ei, dar voi v-ați adunat așa toată direct? Păi, la fără să ne vorbim, dacă vrei să crezi. Pur și simplu, m-am trebuit la nici și cu doctor. Da, doctor, m-a dat doctor. Stai, stai. Când ești foarte alintat și primești unicorn. Ia unicornul, stai să te... Stai că îi leagă și după aia îi fa poze. Cine vezi, mă, arată ca un om care tocmai aici s-a operat? Cine nu mi-a dus mie cineva ceva dulce? Da, da, ca ceva nu vezi. Ai o bomboană acolo. Vreau să-l scriu. Nu, nu-i da bomboană. A, n-ai voie, n-ai voie. Erau repede, stai. Ce vrei, deja uite mă tine. Ce? Nu. Raluca? N-am. Și pe luate, nu mai vezi doar. Pe luate de mine? Ia unde-l mai pui? Încă nu. N-are voie cu ceva din exterior? Ți le agăți eu, las că ți le pun eu imediat, ți le decorez. Da, da, stai că ți le fac drăguț. Ia, ia stai, trebuie să-i decorăm spitalul. Deci mâine când vine așa de vadă... Dă-te cu perna sub cap, adică nu... Gata. Îmi țin eu perfuzia. Da, îți țin. Stai așa, mă auzi. Uitați, e pe primul rei să-ți deschizi puțin. Deschide. Mă deschide. Deschide prințesa. În cazul în care are cineva dubii. Exact. Doar puțin așa. Uite ce ai în cap aici. Se vede unicornul? Se vede unicornul. Și ananasul care s-a întors. E cu susul jos. Cu fundul în sus. S-a întors lumea. Toată lumea. Acum stau în fund, mi-a venit masa. Ce papa bun am azi. Și acum mă pun să mănânc. Na, că m-ați văzut și ridicat. Sunt un pic cam sexy. Mi-am scos branula, sunt foarte fericită că mi-am scos branula. Asta cred că a fost una dintre cele mai dureroase chestii. Branula m-a durut cel mai tare. Bine, mă doare și operația. Mă doare mai mult, de fapt, acolo unde intră drenele, dar branula m-a jenat cel mai tare asta. Cred că partea cea mai traumatizantă din această operație a fost branula. Astăzi voiam să fac înregistrarea din picioare, numai că m-am ridicat, m-am dus la toaletă, m-am plimbat prin spital și mi-am uitat telefonul la marginea patului și când eram în picioare nu puteam să mă întind după el. Așa că vă povestesc ce s-a mai întâmplat după ce m-am așezat. Astăzi m-am ridicat și m-am plimbat. Aseară m-am ridicat de două ori și m-am plimbat. Și m-am ridicat de două ori și am mers la toaletă. Nu știu pe cine interesează aceste detalii, dar este foarte bine să mergi și să te ridici. În noaptea asta am dormit ceva mai bine. M-au deranjat ciorapii compresivi și la un moment dat am chemat-o pe doamna asistentă să mi scoată. Mi s-a făcut și un pic friguț la un moment dat și am mai cerut o pătură, mă rog, o pătură, aveam doar un cerceaf, am cerut o pătură. În rest mă simt bine, mi-a căzut-o geană. Mă simt bine, astăzi plec acasă, într-o oră jumate plec acasă. Plec cu drenele după mine, am două drene. Mâine dimineață mă întorc la pansat și îmi scoate o drenă. Și am înțeles că luni mi-o scoate pe a doua. Buricul se vindecă bine, arată mult mai bine decât ieri. Operația arată foarte frumos. Vreau să vă zic că față de tot ce am citit eu pe internet în afară și ce am văzut pe Instagram, este mult mai ușoară recuperarea și nu este așa traumatizant cum am citit. Oamenii de aici de la spital sunt super drăguți și super amabili, nu m-am simțit deloc. Și ce am apreciat cel mai tare, toată lumea este super empatică și super drăguță și foarte atentă. Contează foarte mult, deci personalul acestui spital este extraordinar. Este ziua 4 de la operație.
Am fost de dimineață cu mami la spital să-mi schimbe pansamentul și acum, pentru că suntem foarte active, mergem la coafor. Mergem să mă spăl și eu pe păr, am mai spăl părul ăsta. Astăzi este ziua 11 de la operație și am venit la pansat. Sunt aici cu domnul doctor, care curăță și pune tot felul de pansamente. Nu umblăm la operație, doar în curăță umbilicul. De ce nu umblăm la operație azi? Păi nu este necesar, deci pansamentul nu trebuie să fie în fiecare zi, să zic așa. Da, o dată la 3-4 zile este de ajuns pentru pansamentele respective. Bună ziua! Da. Mai am fire? Fire nu, avem doar fire rezorbabile, care au doar capetele în afară, doar la nivelul umbilicului avem fire nerezorbabile, dar care trebuie extrase, adică scoase undeva la 14 zile după intervenția chirurgicală. Deci marți... Mai avem 3 zile! Și fire la mine. Și când o să pot să port haine cu buricul, la vedere? Eu zic că după ce scoatem firele, după aceea... Evident că puteți să purtați orice doză dumneavoastră, nu știu niciun fel de problemă. Da? De marți încolo. Și când mă desumflu aici? Este necesar pentru orice intervenție chirurgicală, dar până la o lună... Până la o lună, să zic, evident că este un edem postoperator care se reduce încet, încet la o lună. Evident că o vindecare completă al orice intervenție chirurgicală, inclusiv abdominoplastie, putem să spunem că este undeva la 3-6 luni după intervenție. Dar într-o lună o să vă dezumflați destul de mult, să zic. Deci, oricum, în 6 luni mai scad la haine. Nu, într-o lună. Într-o lună o să vedeți la haine. Eu zic rezultatul final, să zic așa. Pentru că, evident, după orice intervenție, poate să mai există un grad de edem imperceptibil pentru dumneavoastră. Dar ce e la edem? Umflătură. Așa, da. În proporție de 95%, se cam de 90% cel puțin, se reduce în prima lună. Și acel 10-5% poate să dureze până la 3-6 luni. Așa. Ok, mi se pare corect. Dar orice intervenție chirurgicală, evident, nu vă uitați numai la partea de afară a intervenției, evident că ca și afară și înăuntru se face o cicatrice, ca să așa ne vindecăm noi. Omul se vine prin cicatrizare, practic. Am dorit să fim salamandre, care se vindecă pe regenerare, dar nu suntem. Mamă, ce plată sunt, îmi place unghiul ăsta. Tăietura nu mă doare aproape deloc, adică nu prea o simt. Nu este o intervenție care doare, da? Este un ușor disconfort, evident. Că asta e, de fapt, disconfort, că nu e durere. Încercam să le explic fetelor. Nu este o durere propriu-zis, să zic așa, de bine că există un grad de disconfort. Mai ales că am suturat și mușchii drept abdominal, să zic așa, și pot să vă dea un mare că disconfort să nu fie foarte... să vă țină, să zic așa, un pic, evidența chirurgicală. Rădeam că mi-era teamă să nu pățesc ceva de la mușchi. Nu pățiți absolut nimic. Adică pot să râd? Cât doriți dumneavoastră. Nu am nicio problemă din punctul acesta de vedere. Trebuie evitate doar eforturile susținute. Deci, dumneavoastră, poți să mă leg la șiret? Eu nu m-am legat până acum de frică. Nu trebuie să vă fie frică, în primul rând, pentru că nu ați avut un diastază foarte mare sau chestii de genul acesta să putem să reparăm cu plasă sau intervenții mai elaborate sau mai complicate, să zic așa un pic. Deci, dumneavoastră, puteți să faceți orice doriți după această intervenție. Revenirea, să zic, la lucrurile cotidiene sau la activitatea cotidiană este după o săptămână, puteți să faceți orice doriți dumneavoastră. Este doar sportul, să zic așa, după o lună, dacă stau așezată și mă aplic așa de tot pot să mă leg la șiret? Da, nu este niciun. În cazul dumneavoastră, da, deci nu este o problemă. Evident, cu această... Cu centura. Centura pe care aveți dumneavoastră, da? Arăt și centura imediat. Este necesar să o țineți până la o lună, chiar o lună jumătate. Da? Da. De ce? Împiedică și formarea. Împiedică și formarea edemului, da? S-a răzgândit, schimbăm și pansamentul ăla mare. Da. Vă arăt și cicatricea dacă vreți. Nu știu dacă vreau eu. Norocul meu e că eu editez, eu tai ce vreau. Și asta e partea dureroasă. Deci, pansamentul arată foarte bine, dar... Am zis, schimbăm ca să fie schimbat până marți.
acasă? Da. Mari sub acel, spatele de tot și cam asta este pansamentul respectiv. Va lua cicatricea în ziua 11. Vai, mă mănâncă. Da? Ah. Doare ceva? Vă deranjează ceva? Da, e disconfort. Adică e disconfort pentru că sunt umflată. Este disconfort pentru că este normal să fie aceste gemene pe care așa. Nu este un lucru rar sau chestie de genul acesta, da? Am pus ieri corsetul pe care l-am acasă și mi-a venit ieri. Da? Da. Deci e foarte bine. Deci ieri a fost... Că începem să ne... În ziua 7 nu mi-a venit. Și în ziua 10 a venit. Da? Și mi-a venit fusta și, într-adevăr, rămâne un pic aici spațiu unde era burtica înainte. Adică... Și am mai citit la o tipă pe Instagram, sursa mea de informații prețioase, și ea se umflase foarte tare în ziua 8. Păi da, așa se întâmplă. Vreau să plasează la linia incizie. O să vedem și mai târziu, să zic așa. Chiloței, evident, incizia este plasată astfel încât să nu fie vizibilă la purtarea lingerii intime. Acum o să vedeți corsetul. Care e urâțel așa de fel. Da, este important pentru aceste intervenții chirurgicale. Timp de o lună să-l port. Timp de o lună, da. Oh. Acum chiar sunt plată. Vreau să vă arăt cam cât de jegoasă este mașina mea. M-am decis să conduc. Uitați cât este de jegoasă. O duc la spălătorie acum. Nu știu dacă vedeți cum este parbrizul. Nu văd nimic. Hai să încercăm să spălăm un pic parbrizul ca să vedem prin el. Tot eu sunt cu buclele mele și cu rujul meu frumos. Sunt foarte fericită. Discutasem acum, după consultație cu domnul doctor, să conduc marți. Dar mă simt super veselă și în putere și am decis să conduc de astăzi. Dacă nu o să mă simt bine, o să las mașina acasă. Dacă nu... Voilà, ziua 11 și m-am urcat la volan. Hello din nou! Este ziua 14 și astăzi scoatem pansamentul de tot. Pansamentul de pe operație, mai păstrăm pe cel de pe buric. Imediat, evident că... Este acolo din care și umbilicul acesta. Încet, încet, de semne că se dorește un pic. Băi, abia așteptam să scap de pansament. Da. Aș putea să mă epilez cu aceste, cu acești plasturi. Imediat. De tăiat capetele atâta. Acolo? Gata. Firul pe dinăuntru, dar capetele de spate. Ok. Care sunt în afară, da? Da, ăsta e fir aici, ce văd eu margine, crusta asta? Sau? Nu, este crustă de la plagă. A, e crustă chiar de la plagă. Chiar o să te rog, după ce faci duș, să zic așa, în principiu crustele cad la duș, da? Ok. Dar dacă ele nu, dacă ele nu cad, o să trebuie să le dai un pic cu banocin cremă doar pe margine, să nu mai e crustele și să cadă, da? Cu virgulă crustele, dacă stau mult timp acolo, lasă imprimă pe piele, pe cicatrice și nu este ok, da? Deci după ce fac mâine seara baie, dacă nu-mi pică crustele... Vă dați cu banocin cremă, doar pe incizia ta. Ok. Și peste o săptămână o să începem să vedem cu cremă cicatrizantă. Ok.